A început sportul cu aruncatul cu sondaje în piață. Eu sunt convins că Nicușor Dan va fi și următorul primar al Bucureștiului și mă bazez atât pe cercetările noastre, care noi nu facem sport public, ci le folosim pentru, pentru alegerile noastre tactice și strategice interne, cât și pe munca lui mai ales. Pe încrederea pe care o are din partea bucureștinilor pentru că s-a apucat de treabă, pentru că bucureștenii votează dreapta. Între toate motivele astea sunt convins că Nicușor Dan va fi uh, următorul primar al capitalei. Da, uite, uh, cel puțin acest avangard validează exact sondajul de care vorbea Nicușor Dan însuși acum câteva zile, nu? Cel în care el era pe uh, al doilea loc, pe primul loc era Piedone. Bine, era o diferență foarte mică dacă nu mă la acel sondaj al domnului Nicușor Dan. Eu vă spun că cel mai bun sondaj e votul și sunt convins că bucureștenii vor să continue munca de asanare a acestui oraș. De la rețelele din subteran, la deciziile grele care au fost luate pe partea financiară, la investiții făcute cu cap, nu sute de milioane aruncați pe cel mai scump viraj la stânga, cum a făcut înainte predecesorii săi, e foarte multă treabă de făcut în continuare în București și avem nevoie de o administrație care să fie preocupată de făcut treabă, nu de furat. Bun. Mai poate să se schimbe ceva, după dumneavoastră, în fotografia acestui top 3 candidați? Nu mă refer la, la procentele lor, mă refer pur și simplu la participanții din cursă. Piedone să iasă la un moment dat? E de dorit? Așteptați chestia asta? Ați vrea știu, ca, ca PSD-PNR să negocieze cu fiecare piedone? Că pentru că un... sunt la dumneavoastră studio, chiți pe tema politicii. Nu cred că e treaba unui politician. Treaba unui politician este să vină cu soluții. Noi avem soluția. Se numește Nicușor, da.